Începem în forță acest episod cu plecarea lui Mudrik. Mudrik care desigur a dat un submit transfer request pe final de sezon, nu mi-am dat seama când. Practic contractul i-a fost ok, dar nu știu ce s-a întâmplat, dar da, a dat submit transfer request și uite surpriză, pleacă la Bayern. Unde, să fiu sincer, parcă l-aș vedea și în realitate, adică dacă nu se va adapta cum trebuie la Chelsea sau respectiv la Premier League, la stilul de joc, l-aș vedea așa, parcă la Bayern într-o bună zi, cum o cunoaștem noi pe Bayern și cu selile lor de forță, ar face un monstru din Mudrik și cred că i-ar și prinde bine așa, parcă acest Bundesliga, dar hei, nu se știe, că Mudrik încă nu pot să mă declar cu adevărat așa concret, bă, pe ce campionat ar fi bun omul ăsta, pentru că ar fi mai bun pentru mai multe campionate, de la La Liga la Serie A, are multe abilități, dar într-adevăr nu prea l-am urmărit așa de mult încât să spun cu adevărat, bă, ăsta ar fi bun acolo sau acolo. Dar, cum ziceam, am început în forță și uite, deja vine Leverkusen cu dorința de a lua pe Beto. Eu am zis, știi ce, hai că ți-l dau pe Beto, dar am într-adevăr o sumă foarte mare, cer o sumă mare care nu știu dacă mi-o va plăti careva, tocmai pe ideea că, bă, dacă pleacă ăsta, măcar să am bani și să-mi cumpăr ceva așa next level. Dar, într-adevăr, Leverkusen n-a avut puterea financiară destul de mare încât să ni-l cumpere pe Beto. Deci nu-i stres, mai rămâi tu acolo. Dar, desigur, vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea acordată acestei serii minunate și, desigur, revenirii mele aici pe platforma YouTube. Și desigur să sperăm că vom urca tot mai sus, tot mai sus și la views, și la like-uri, și la subscriber și vom face din nou treabă bună. Pentru că eu, din câte ați și bine văzut, încerc să vă dau content din nou zilnic. Aia este prioritară în momentul de față, să am cât un episod pe zi. Ăla este prima mea țintă realistă, care vreau să o ating și după care vom vedea noi mai acolo de alte career moduri, de alte idei, de alte serii sau de ce nu și alte jocuri, dar pe rând, ușor, ușor, mai mult ca sigur, vom vedea mai multe chestii noi aici pe channel. Bun. Și vine AC Milan cu ofertă interesantă de 70 de milioane pe jucătorul nostru de rezervă de atacant numit Fofana, care totuși 83 așa Ivory Coast, zici că este așa un mic Didier Drogba băiatul ăsta. Și, mă, nu zic nu, cine știe, poate va face treabă la Milan, dar la noi trebuie altceva, trebuie complet altceva. Bun, vine oferta pentru Ferguson, dar Ferguson nu, că Ferguson chiar vreau să-l mai păstrez măcar 1-2 sezoane ca și rezervă. Deci, acum că a plecat Mudrik, trebuie să ne axăm pe un jucător de cam. Sau aș putea să reprofilez un alt jucător, să zicem, de exemplu, Maduke sau chiar și Pulisic, dacă rețin corect, pot să joace pe această poziție, dar hai să facem o scurtă recapitulare și să fim siguri de acest lucru. Pulisic ar trebui cam 35 de săptămâni, dar nu ar fi bună poziția de cam, având în vedere că are un passing foarte, foarte nasol. Dacă ne ducem la Garnacho, nu prea mult, ok. Deci mai departe la Maduke. Așa, Maduke parcă putea să fie cam, da, 24 de săptămâni, dar din nou passing-ul este foarte, foarte nasol. Deci mai degrabă îi lăsăm pe Maduke și respectiv Pulisic pe pozițiile lor așa de winger și îi dăm pace, dacă știi cum zic. Îi lăsăm în pace. Speram să fie altfel, dar da. Ok, hai să vedem ce jucători pe cam putem să găsim și așa să se și potrivească pe ideea de Chelsea să fie și un transfer de la nebun. Ca o paranteză, ia uite că nu-l mai avem pe Havertz, ni l-a luat Liverpool înainte să vin eu. Am zis, hai să ne dăm împreună, uitați-vă ce stats-uri are Havertz în momentul de față, are 29 de ani, dar wow, uite-te la long shots, la shot power, la volley, la curve, la long passing, la finishing, mă rog, finishing mai trebuie un pic lucrat, dar damn! Ce jucător, bro, a devenit Havertz? Păcat că nu-l mai avem noi la echipă și parcă nu n-aș mai face așa revenirea lui. Căutăm altceva mai fresh. Dar am zis că, ia, uite, se merită să facem un mic popas și să vedem, Dumnezeule, cum a evoluat băiatul ăsta.
Primul nostru transfer la Chelsea în acest sezon va fi Tiav, Malik Tiav mai exact, un jucător care în momentul de față în realitate este la AC Milan cu un prospect foarte interesant înaintea sa și chiar ia uite de acum pe final de sezon chiar începe să joace din ce în ce mai des și Milanul și-a dat seama ce calitate are acest jucător. Eu l-am adus în momentul de față la 26 de ani aici la Chelsea din postura, pentru postul mai bine spus, pentru postul de rezervă de CB. În momentul de față am primit o ofertă foarte bună pentru omul nostru Teate și am zis, n-a știi ce, hai că e la fix. Îl vând pe Teate, uite, l-am luat pe Tiav care este aproape la fiecare stat peste Teate și o să ne ajute foarte mult. Îl avem pe Hubert care o să fie, așa să zic, juniorul nostru pe CB. Rămân de văzut aici cu Estupina dacă rămâne el rezerva de LBRB și în rest mai vedem noi ce vom mai face. Facem așa, pas cu pas. Un transfer uriaș, un transfer gigantic, de asta avem și parte de acest nou stil de cutscene aici, este desigur revenirea lui Phil Foden în Premier League, la Chelsea de data aceasta. Phil Foden vine de la AC Milan unde a avut câteva sezoane absolut uimitoare, unde Zlatan l-a văzut și acum uite așa cum stau cu ochiul pe el. Băi băiatule, te-am văzut, am văzut ce ai jucat și a fost un zeu pur și simplu în seria. Și în momentul de față avem nevoie de asemenea jucători, de asemenea zei, de asemenea super talente aici la Chelsea. Și ia uite, este și britanic, e la fix, facem treabă bună și să sperăm că desigur mi-ar fi un mare plus dacă ar putea să se reprofileze pe cam. Am rămâne de văzut, dacă nu, nu este niciun stres, ia uite că joacă LV, RV, e ceea ce trebuie. Într-adevăr, am dat mulți bani pe el, pentru că Milanul n-a vrut să-l lese și este logic, practic era un jucător cheie al lor și logic, nu-i vinzi așa ușor și ieftin, cum și eu în momentul de față nu l-aș vinde pe Beto fără 150 de milioane, să zic. Și ia uite că avem noroc, în 2 săptămâni Phil Foden se va reprofila pe cam și e foarte bine, având în vedere că după aia știi dacă se va întâmpla ceva, poate joace și LV, și RV și uite cam. Deci e la fix, ne-am asigurat așa mai multe poziții deodată cu acest transfer. Haide că tot îl punem așa în primul 11, ia uite cu 90 overall, ce nebunie! Ce atac frumos avem și în mijloc și apărare și tot, bro. De-abia aștept să văd acest sezon cum se va desfășura. Pe bune, am hype și chiar sunt foarte curios cum se va desfășura acest sezon. Și am transferat și un portar. Știu, nu era pe listă, chiar nu mă gândeam la un timp să transfer un portar, dar totuși am stat și mă uitam peste team management, gândindu-mă la câteva rezerve, la potențiale mișcări, poate un alt CM și așa mai departe. Și am stat și totuși am zis, băi, uite mă, ce echipă faină a construit aici. Mai toți se aproape, ia uite, 90 overall, ia Pulisic imediat, am un Beto ca Beto, ia uite, Foden, Kimmich, Lima imediat 90, ia James 90, Davis 90, mă duc imediat o să facă 90, hei, nu m-ar surprinde să facă și Schule 90, am poate Neves, nu cred, și Beto, ăștia doi cu semnul de întrebare. Și pe te uitai acolo în poartă 86 și zic, pă, totuși mă, e bun, dar aș putea și mai bun. Știi cum zic? Și ia uite-l pe Cubel. Uite ce diferență ai, uite, cu toate, pe toate. Pa, 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 pa. Aia zic. Și acum o să-l păstrăm pe la fond ca și rezervă și o să încerc din nou să-i împrumut pe ceilalți doi portari, pe Slonina și pe Clark. Să sperăm, desigur, că vom găsi echipe unde chiar să joace de data aceasta și să evolueze. Că așa cum plus 1 evoluează și dacă stau la noi aici pe bancă. Așa că hai să vedem dacă reușim să le găsim la acea echipe. Am mai ales Vinicius Valencia, bro. Bro. Dortmund vine și îl vrea pe Pulisic înapoi. Cum ar fi? Pulisic revine la Dortmund. După câți ani de unde a pornit Pulisic și acum să ajungă înapoi acolo. Da, am zis că nu, mai am încredere în el măcar un sezon. De sezonul viitor, dacă vom vedea, știi cum e. Chiar am uitat să povestim legat de contractul lui Zlatan, din nou, imaginativ. Oricum vreau să am așa ca o țintă puternică să câștig Champions League-ul sezonul ăsta sau următorul. Chiar doresc să câștig Champions League-ul cu Chelsea, merită și asta vom și face, sper. Iată, ne-a cam demolat atunci Barcelona, care am dat de ei, deci să sperăm că de data asta nu mai dăm de Barcelona măcar.
și să reușim să câștigăm Champions League-ul, oricum deja chiar avem o echipă frumoasă și după care vedem noi ce vom mai face, oricum încă un sezon pe lângă acesta, clar zic eu că vom mai juca cu Chelsea. Zicem că Zlatan ar avea contract pe 3 ani, acesta fiind al doilea an de contract al lui Zlatan. După care vedem noi, cine știe, poate dăm un extend contract și mai rămânem, știi cum zic? Ar fi ceva. Dar deja pot să vă zic că am aici o echipă chiar tank, chiar puternică și frumoasă și chiar și bancă de rezerve acolo și așa ușor crește. Într-adevăr, nu prea am așa mulți jucători de ăștia tineri pe shortlist, trebuie să mai editez acolo puțin scouterii, țintele scouterilor, știi, să mă aducă mai mulți de ăștia mai tineri să am și așa de viitor. Dar, mă rog, nu e stres. Bun, hai să-l dăm pe ăla în primul la Monza, e blană, acolo trebuie să joace și după care să vedem dacă reușim să-i găsim și la Clark. Oh my god, nu pot să cred ce tras prea reușit aici și nu pot să cred că nu mi-a făcut un intro de la Schmecker cum mi-a făcut la Foden. De ce? E Jude Bellingham, bro, stă 70 de milioane pe acest jucător excepțional de naționalitate britanică, of course. Ia uite, aducem înapoi acasă pe britanici, știi cum zic? Și wow, 92 overall, Dumnezeule! Într-adevăr, am primit o ofertă foarte bună pe Neves, de asta am și făcut acest pas. Chiar stăteam pe gândul, știi, să schimb jucătorul de pe KM. Dar parcă am zis, hai că-l mai lăs un sezon, știi? Și acum a venit ofertă foarte bună pe Neves și am zis, știi ce, ăsta este momentul, ăla e, hai să facem un transfer, altul pe poziția asta de KM. Și wow, ce transfer am reușit aici, dar am cam ars toți banii. Într-adevăr ne vor veni niște bănuți înapoi odată cu vânzarea lui Neves. Bine, oricând se poate da breakdown, dacă știi cum zic, dar să sperăm că nu. Și da, altfel, deja Chelsea arată ca și o echipă absolut incredibilă. Aproape toți jucătorii de 90 pe bune, sezonul viitor își schimbă atacantul, chiar dacă Beto, ați văzut și sezonul trecut, a fost goalgetter pentru noi, a fost un jucător chiar foarte bun. Îl voi schimba numai pur și simplu pentru faptul să am toți jucătorii de 90 în al treilea sezon al meu. Și îți dai seama să zic că dacă nu rămân la Chelsea, să zic că mă transfer în altă parte, că poate pot să zic că bă, pe lângă contractul lui Zlatan expiră, dacă reușim să câștigăm Champions League, e un lucru foarte important de spus, putem zice, bă, că ne-am deplinit toate obiectivele ce am câștigat Champions League-ul, am câștigat așa, n-aș ca și Liga, ar fi foarte frumos dacă am câștigat-o și respectiv, știi, deja avem o echipă foarte tare, foarte tank, să zic, dar rămâne de văzut cum ne descurcăm sezonul ăsta, mai avem un sezon înainte și după care vom vedea noi exact ce mai schimbăm sau ce vom face. Ia uite, vezi, ia, surpriză, ne bate Spurs. Bine, Spurs nu știu ce au făcut în ultimele perioade de Dumnezeu, le-ați văzut, dacă și ca campionatul, că și ca Champions League-ul și acum ia uite. Dar e și începutul de campionat, tot timpul pierzi din meciul de astea la care te aștepți să câștigi, de exemplu, bine, acum nu mă așteptam să câștig cu Spurs, dar zic așa per general. Bun, și l-am împrumutat și pe Lewis Hall la Nice, să sperăm că va fi un nice transfer. Gata și acest sezon mirobolant cu Chelsea. Hai să vedem, echipele care vor retrograda sunt două echipe de absolut surpriză pentru mine, nici nu pot să-mi imaginez cum este să fie, ia uite, West Ham retrogradat împreună cu Aston Villa, fraților, două echipe care totuși au buget mare de transferuri și ia uite și pe Burnley acolo. Doamne, dacă nu eram aici într-o cărâri modestă așa cu Zlatan și cu toate cele, ce m-ar fi tentat să mă duc acum la West Ham, dacă desigur este un job opportunity și să fac așa un fel de road to glory cu ei, dar nu cred că este posibil. Dar hai să revedem, să ne vedem mai bine spus, pe ce poziție oare ne aflăm? Hai să vedem, ok, deci 10 Newcastle, 9 Wolves, Arsenal pe 8, opa, what? Ce-am apăsat? Oleo, Inter câștigă Conference, Lazio câștigă Europa League, bine mă Lazio, mă, bravo, ia uite vă, și Champions League, Chelsea!
Nu este o surpriză, totuși am dat de Juventus și nu este o surpriză la ce echipă am aproape toți îs de 90 overall, aproape toți, Dumnezeule. Dar da, ia uite, am dat Bayern, uite, am trecut de Bayern 4-2 pe agregat, e bine. După care am dat de Real Madrid, unde foarte cu greu, cu noroc, cu nu știu cum dracu, 4-3 pe agregat, ia uite, meciul ăsta retură, ne-a prins bine 3-1, dar așa pe agregat. Și în round of 16 am avut un noroc imens, Mihtiland, cum dracu au ajuns ăștia mai departe, nu știu, dar hei, 6-2, le-am dat cu trenul în cap, dacă știi cum zic. Dar revenim la campionat. Hai să vedem. Locul 8, Arsenal. Locul 7, Bournemouth. Surpriză. Southampton pe 6. Deci Southampton și Bournemouth înaintea celor de la Everton și Arsenal sau Wolves și Newcastle putem să punem aici pe listă. Dar mai ales Aston Villa și West Ham. Dumnezeule, cum retrogradează ăștia. Pe locul 5, Liverpool. Ok. Spurs pe 4. V-a ajuns doar un sezon. Hai mă, iară pe 3. Speram că să fiu mai sus. Da, al doilea sezon, iarăși locul 3 pentru Chelsea. Vedem pe locul 2 Manchester United și pe primul loc Manchester City, dar de data asta n-a fost așa la limită de puncte. Poate noi, ia uite, față United, măcar reușeam și eu locul 2. Dar da, Manchester City a spulberat tot ce au avut în cale, 83 de puncte. Wow. Dar e bine că, ia uite, am câștigat ce era cel mai important, zic eu așa. Champions League-ul. Și nu știu dacă s-a actualizat încă, dar ia uite, am avut 3 cluburi, 4 cupe domestice și 2 Continental Cups. Ba, s-a actualizat. Acum Champions League-ul și cu Lazio parcă câștigasem Europa League-ul, nu? Așa rețin. Și 4 cupe de astea domestice. Ce trebuie am mai câștigat? Cea cupă asta, în sezonul ăsta? Stai, hai să vedem. Nici nu m-am uitat la cupele astea interne. Da, ia uite, Emirates Cup. Am câștigat de Emirates FA Cup. Super, și am câștigat și Carabao. Și Carabao, du-te bă de aici. Ce tare, bro. Deci gândește-te că dacă câștigam campionatul, făceam cele 4 cupe. Wow. Deci am câștigat cele 2 cupe interne și am câștigat Champions League-ul 3. Și dacă câștigam campionatul era 4, bro. Wow, Zlatan, devine ăsta pe cel mai bun antrenor din lume imediat, stai să vezi. Bun, hai să vedem la stats-uri. Haaland pe primul loc la goalgetter, 32 de goluri, urmat de Sancho, 21, fiate 10, mai bine zis 11 goluri diferență între primul și al doilea loc la goalgetter în Premier League. Haaland, Dumnezeule, ce monstru e omul ăsta. Ia la acolo Pademi, Havers la Liverpool, Alvarez și Martinelli la Arsenal, Vitinha la Everton și acolo mai jos fix cei trei jucători ai mei. Ia uite, unul după altul, ca gușteri, așa împreună. Beto, Maduke și Pulisic. Unul după altul, frate. Unul după altul, cei trei acolo se țin de mânuță. Și acolo mai jos este și Foden cu 11 goluri. La asisturi, uite, Kimmich și Foden, aproape de primele locuri cu 10 asisturi amândoi. Ca portar, wow, Kjobel doar 5, wow, că juca mai bine la font decât Kjobel, damn. Dar hai să vedem, Squad Hub, să vedem la statistici și evoluări. În momentul de față, Kjobel 89 overall, Clark un plus 1, că n-am reușit să-l dau un promot, un plus 1 și la font, oare a jucat, da, 6 meciuri. Slonina, uite o evoluție de plus 1 la Monza, nu știu dacă a jucat sau nu, ce se întâmplă acolo, nu știu. Davis și el o evoluție, un plus 1, 91 overall. Ia uite bă, și Stupinan, foarte bine, o evoluție de plus 1. Lima, plus 2, bro, are 91 overall și la 24 de ani, ce tare. Sule începe și involează, asta nu e bine, trebuie să-l schimbăm în sezonul viitor. Hubert n-a făcut nimic, ar trebui împrumutat poate. Tiavi, uite, este acolo jucător de rezervă, ceea ce este bine. Rhys James a evoluat în sfârșit și el, să se vede 90 rotund care este echipei. Bellingham și el a evoluat în plus 1, 92 overall. Kimmich, ia uite, și el începe să involueze și el poate ar trebui schimbat, dar na, oricum, în care 89 overall. Bun, băiatul ăsta l-alt strănut, ia uite, ar trebui să-i dau un nou contract și să văd, să joc, să fac cea cu el, ia uite, evoluție foarte bună, din nou un plus 2, 84 overall, va trebui sezonul viitor oricum să-i dau un contract sau cea și la fel și pentru Mosah, care nu a mai evoluat, dar totuși, 84 overall,
Hall n-a făcut nimic la Nice. Bă, ce nasol. Foden, uivluțe bombă, ia uite, plus 2, bro. 92 overall pentru Phil Foden. I-a prins bine să fie din nou în Anglia, așa frumos, aerul ăla britanic, the British Air. I-a prins bine și ia uite, 92 overall. Wow, ia uite și pe Pulisic. Am zis eu că o să ajungă și ăsta la 90 overall. Dar sincer să fiu, nu credeam. One of the world's best, Pulisic la 90 overall. Când l-ați mai văzut voi pe Pulisic la Senna overall? Doamne. Garnacho să mită transfer request? Deci contractul e ok. A, playing time. A, ce nasol. Nu pot să-l scot, așa-i? A, ce nasol. Era mișto băiatul ăsta. Poate mai reușesc să trag de el un sezon. Cum stăm la financial? O, mai are 3 ani. Pot să mă prefac că plouă, nu-l vând și asta este. Mai stă la noi până expiră contractul. Să-mi bag piciorul, că până atunci eu mă mut de aici cu Zlata, știi cum zic? Bun, mă duce. Ia uite și el, 90 overall în plus 2. Beto în plus 2. Cine n-ai mai Beto ăsta, mă? 88 overall la 31 de ani. Are 88 overall. Omul ăsta e Cristiano Ronaldo Black Edition. Uite-l, bă. Uite-l, mă, aproape 90 overall și el. Și Ferguson n-a evoluat nimic, din păcate. Dacă ne uităm la statistici, azi vedem. Top goalgetter, goalgetterul suprem Champions League, cupe, campionat, este Beto. 34 de goluri pentru al doilea sezon la rând, omul ăsta de goalgetter. Urmat de Pulisic, 26 de goluri, Maduke 25, Foden 16, Bellingham 11, uite aici și pe Garnacho cu 8 și așa mai departe. Top asisturi este Phil Foden, bravo bro! 16 asisturi, 15 Kimmich, Bellingham 11, Maduke 9, Pulisic 8 și Reece James 7. Cel mai scump jucător al nostru este, hai să vedem că scurăs aici, Bellingham, ia uite, 162 de milioane, urmat de Phil Foden, 145, Lima 132, Maduke 127, Davis 118, ia uite, Pulisic 115 milioane, wow, și Beto doar 77, damn. Dar da, wow, ce echipă ne-am construit totuși aici la Chelsea, să ne uităm încă o dată așa pe primul 11. Nu m-ar surprinde că în sezonul viitor, dacă continuăm să jucăm cu Beto și cred că o să jucăm cu el, să evolueze la 90 overall, poate Kimmich, na, e clar, Kimmich și Sule vor fi în involuție, dar parcă nu l-aș schimba pe Kimmich, a zis și câte asisturi ne-a dat acum și un sezon clar ar mai duce. Întrebarea e acolo cu Sule, parcă l-aș schimba poate pe Sule. Dar cam atât pentru acest episod. Ia uite, câștigăm Champions League-ul, un mare, mare achievement pentru Zlatan, cupa aia care și-o dorea deja de ceva timp după cupa Europa League, pardon, după un win acolo cu Europa League, știi, acolo a prins așa gustul și a zis gata, Champions League-ul îl vreau. Dar o țintă care totuși chiar mi-o doresc aici la Chelsea este să câștigăm campionatul, dar e chiar greu să câștigi campionatul. Dar, de curiozitate, hai să ne uităm așa ce echipe ar fi aici la Browse Jobs. Din nou Inter, parcă Inter își caută antrenor zilnic, nu știu ce se întâmplă la Inter, dar își caută non-stop, măcar dacă ar fi Milan. Dar, da, ia uite, Juventus își caută echipă, AC Milan, dar ia uite, poziție în ligă, pe primul loc este AC Milan, bravo bă băieți! 7 goluri și 5 meciuri pierdute și AC Milan este pe primul loc. Bravo, bă! Așa vă vreau. Wow! Ia Lazio își caută antrenor. Locul 9 în ligă. 9, bro! Și v-am lăsat o echipă so bună cu o jucător chiar care mai par trebui să evolueze, să facă treaba acolo, mă. Ce faceți, mă, nene, mă, acolo, mă? Vai, dar oricum nu, chiar dacă mă tentează acolo Milan la muc, am văzut, vreau să mai duc încă un sezon aici la Chelsea și să câștigăm, sper că Liga, n-ar fi rău să ne punem și un obiectiv, desigur, să ne păstrăm Champions League-ul dacă se poate, ar trebui să se poată, că am o echipă în puii mei cu toți de 90 overall, dar ia uite, câteodată te trezești că pierzi cu echipe de-astea mici, știi, na, ca în realitate pe de-altfel, dar da. Chiar sunt curios ce va fi în episodul viitor. Și vă mulțumesc foarte mult că v-ați stat la acest episod și v-aș ruga acum, dacă v-a plăcut acest episod, să dați subscribe și un like. Dacă nu v-a plăcut, hei, mulțumesc că v-ați uitat până acum și totuși un like, te rog frumos, mersi, numai bine, pa, pa!